Ție copii. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mai multe surse media astăzi publică această informație care, atenție, încă nu e oficială, dar jurnaliști care stăpânesc domeniul educației o publică deja. Și a existat o discuție. Anul viitor școlar nu vor mai fi teze, stimați părinți și copii. Nu, deci încă o dată, nu vor mai fi teze. Stai să auzi în reacția lor. Aha, continuă. Nu vor mai fi teze. Se scot tezele de tot. Asta e informația în momentul ăsta. Ministerul lucrează la un proiect de ordin de ministru, bănuiesc că așa se va face. Probabil că vă întrebați cum se vor face mediile. Și aici o să vă corectez, că e vorba de medie. O medie. O notă, o medie. Un obiect, o medie. Deci geografie. Ai o singură medie la finalul anului școlar, care se face din câte note vrea profesorul. Poate fi și una singură? Poate să fie și una singură. Dacă ești un elev nemaipomenit, poate să fie și una singură. Și poate să fie și 10. Deci să înțeleg că profesorii nu mai sunt obligați să dea, nu știu, 2, 3, 4, 5 note. Cum era pe vremea noastră? Trebuia să ai, nu știu dacă acum mai e așa, trebuia să ai două note, la orele obișnuite și o notă în teză, nu? Uh-huh. Așa, măcar două note și, mă rog, să mai trăgea din pâine, cum să spune, adică dacă aveai un 7 și un 8, te mai duceai la oral acolo, luai și un 10 ca să-ți ducă, mai luai un 9 în teză și să scotea. Dar, oricum, e un, ce să-l numim, e o modificare, unii o să-i zică progres, alții o să-i zică regres, de la 3 teze câte se dădeau pe vremea mea. Explicații avem pentru această măsură? A explicat cineva de ce ar fi bine să... Am discutat odată și la România în direct și la momentul respectiv când au apărut primele idei în acest sens, este vorba de încărcarea și presiunea asupra copiilor, dar și încercarea de, nici nu știu cum să-i spun, de a elimina acest sistem care în România țintește foarte mult nota și nu învățatul. Pentru că știm că, așa cum e alcătuit sistemul de învățare din România, care te obligă să ai note mari ca să te duci la liceul cel mai bun, atunci toată lumea trăgea de notele astea. Sigur că, din punctul meu de vedere, asta nu rezolvă problema principală, pentru că la liceu tot pe baza unor note te vei duce, tot alea de la clasă și tot capacitatea, examenul de capacitate. Doar dacă va fi din ce în ce mai scăzută influența notelor de la clasă și va conta doar examenul de capacitate. Poate atunci să arate ca un examen. În orice caz, documentul despre care vă vorbesc încă este un lucru. E o metodă, o să vedem și pe asta, în învățământul românesc. Poate e mai bine, știu că m-ai întrebat înainte de a intra, ce e mai bine sau e mai rău, nu știu să răspund asta. O să treacă o generație, o să treacă două, o să vedem dacă e mai bine sau dacă e mai rău sau dacă copiii acumulează mai mult sau înțeleg mai mult din punctul ăsta de vedere. Personal, cred că în viață trebuie să dai treptat niște examene mici sau de la mic la complicat, de la mic la mare, de la simplu la complicat. Eu așa m-aș gândi. Erau bune și tezele astea că te obligau să stai 45 de minute, să te concentrezi, să repezi materia, căpătai niște abilități cu care lucrai în viață. Unora însă, sau multora, sau poate tuturor, să le se pară că, într-adevăr, erau stresante. Dar noi nu ne-am gândit niciodată. Spuneai și tu foarte bine. Poate fără presiune, poate copilul învață mai Poate învață mai ok. Poate găsim alte sisteme. Dacă mă amintesc, acum noi râdem, dar cred că și pentru tine, și pentru mine, și pentru Alexandra. Salut, Alexandra. Hai, Alexandra. Poți să râzi, Alexandra. De teză. Pentru de teză. Da, nu, mulțumesc. Dar ea a avut două teze. Pe vremea ei s-au dat două teze, pe vremea noastră s-au dat trei teze. Cred că pentru toți a fost stresant, nu? Bineînțeles, când aveam teză, era te activai cu cel puțin două săptămâni înainte. Mamă, știa, aveți teză pe data de 4 martie, la când vreți să o puneți? La prima oră. Și pe aia începeau aia. Cum să copiez, cum să... Nu, niciodată nu să fac. Mulțumim, Cătălin. Atenție, că nu e adoptat. Da, mă înțeles. E la stadiul de proiect. Proiect. Dacă dumneavoastră o să protestați acum toți mașinii unde sunteți acasă, da, și scrieți la Ministerul Educației și ziceți să nu se dea teză, puteți încă să o dregeți, da.
Chiar îi așteptăm pe ascultătorii, nu știu ce să ne spună, ce părere au despre treaba asta la 0728111222 și poate mai ales pe cei direct implicați, pe copii. Cu sau fără teze, ce spuneți? Mulțumesc, Cătălin, te așteptăm și mâine. Pe aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM.